drumul spre iad e pavat cu intenții pozitive. Exact așa pot să-mi bag și Chișorul și să zic, sunt vedeta emisiunii, nu? Ai văzut și ce introducere frumoasă mea, așa că azi mă aștepte băieți. Ajută-mă că mă fac de ia ca mu, mă fac ghini. Consistența unor gânduri nu e întotdeauna acolo sus, e undeva în alte părți. Normal! Și cu tine! Mă numesc Mocanu Ion și oaspetele meu de astăzi este Peter Vlad Ianusevici. Născut în București, trecut prin școala germană și în Republica Moldova, cunoscut cel mai des ca fondatorul Academiei Nicolae Dumitrescu, prima business social din Republica Moldova. Salut, Vlad! Salut! Acum așa? Da, s-au schimbat vremurile. Mai devreme, cu 3 minute, eram și cu măștile, acum am dat jos. Cum te simți? Băi, bine, un pic emoționat, pentru că e primul interviu de vreo 6-7 luni încoace și încă o chestie pentru cei care ne ascultă, nu mi-a arătat nimic din ce o să fie acum, deci n-am nici cea mai mică idee ce facem și ce o să iasă în dialogul nostru. Dar deja ne știm de ceva timp, așa că un pic de încredere e. Ai la dispoziție toată viața, dar la moment 30 de secunde ca să te prezinți, dar altfel. Băi, e simplu. Între timp, cred că mi-ajung și mai puține cuvinte. Sunt tatăl unei fetițe de 5 ani, un soț care încearcă să fie cea mai bună variantă a lui și, din fericire, părinții sunt în viață, deci încerc să fiu și un copil, poate, un pic mai conștient de relațiile cu ai mei. Cam atât. Asta e că tu m-ai prezentat într-un context în asta în care schimbăm societăți și lume, dar eu acum, sărac, am ajuns de la un moment în care munca sau lupta mea e mai mult cu schimbarea mea personală sau ce primesc de la fetița noastră, de la cei de foarte aproape de mine și cum mi se schimbă viața prin ei. Această prezentare pe care ai avut-o vine din faptul că n-ai făcut cunoștință cu tine anterior sau pentru că mai ai nevoie? Băi, eu am 45 de ani și am avut sentimentul așa, mai ales de când am intrat în procesul ăsta de COVID sau toate momentul ăsta de pandemie care ne-a lăsat fără vreo 95% din contracte. Pe de o parte, deci ne-a dat 95% sau mie cel puțin, mi-a dat 95% de timp pe care pot să-l investesc cum vreau. Și adevărul este că a fost o perioadă absolut fantastică de redescoperire, de regândire, multe lucruri la care nu credeam că o să ajung așa de repede și la care acum lucrez. Deci, nu știu cum să zic, cred că pentru noi e o perioadă foarte interesantă, foarte benefică, poate. Okay. Întrerupem această emisiune pentru a vă reaminti, stimați prieteni, să vă abonați la canalul Direcția Succes dacă nu ați făcut-o încă și să apăsați pe clopoțelul în dreapta pentru a fi la curent cu tot ceea ce postăm noi primul. Vă mulțumim și vizionare plăcută în continuare. Ok, cum a fost schimbarea la tine? Pentru că doar ai fost în, să zicem, în patru pereți sau doar pentru că au fost persoanele care... cele mai dragi pentru tine sau cum a venit schimbarea la tine? Cred că sunt niște decizii pe care a trebuit să le iau, pentru că în clipa în care a început pandemia, ce s-a întâmplat a fost că tot segmentul ăsta de training, eu cu asta mă ocup cu training sau mă ocupam cu training, acum mai mult cu partea de coaching sau consiliere psihologică poate. Și în clipa în care faci training-uri și oamenii trebuie să se adune în săli sau la team building-uri, au contact fizic, lucrează împreună, respiră împreună, se ating, atunci bineînțeles că totul deodată dispare și nu mai faci training-uri cum făceai pe vremuri. Deci a fost un moment în care anumite lucruri s-au oprit pur și simplu de la sine, datorită pandemiei, și atunci foarte mulți colegi de breaslă, foarte multe alte firme decid să investească foarte mult în online. Uh-huh. Academia Nicolae Dumitrescu, noi am luat o decizie, sau eu în ce mă privește pe mine,
Eu nu m-am implicat în training-uri online și cred că o să mă implic foarte rar în ele, dar am colegi care au făcut training-uri de retorică, de conflict management, training-uri de business online, deci încă suntem activi pe piața asta, dar nu am venit cu un push nou sau cu o chestie să revoluționăm piața de training-uri online. Asta nu, dar facem bine în continuare ce făceam bine și până acum la nivel corporativ. Eu, luând decizia de a nu merge pe sfera online decât, așa cum am zis, pe partea de dezvoltare personală individuală, au apărut niște ferestre de timp foarte mari. Și atunci întrebarea este, vrei să înveți de fapt cu adevărat să fii tată? Iar la mine decizia a fost da și nu e simplu. Pentru că adevărul este că foarte mulți dintre noi vorbim că vrem să fim, nu știu, copiii sunt importanți, toate chestiile astea sunt importante și pe aia fugim repede la muncă. Sau facem cu totul altceva, dar cu adevărat să investim timp, să învățăm, să ne jucăm iarăși, noi nu o facem. În timp ce copiii de fapt au nevoie de timp, nu de păpuși, de jucărele, au nevoie de timpul nostru. Frumos spus. Mi-a venit o întrebare. Copiii crezi că au nevoie de jucării? Atâta timp, eu cred că au nevoie atâta timp cât le provoacă un moment de curiozitate sau de creativitate. E o întrebare, de exemplu, pe care noi avem acum în familie. Eu cred că fetița noastră are acum prea multe jucării și e un overload din ăsta de nu mai știe săraca pe unde e și cum e și ar trebui la un moment dat să le împachetăm și să le mai trimitem și la alți copii sau în alte părți. Dar cred că sunt multe lucruri pe care poți să le faci împreună cu copilul atâta timp cât îi dedici timpul respectiv. Și este o provocare care eu cred că pe formatul feminin iese mai bine decât pe cel masculin. Noi vrem repede cu pușca prin pădure, cu așa, dar nu neapărat să stăm acasă să creștem un copil. Mai degrabă creștem întreaga Moldovă și lumea și facem războaie și tot felul de chestii foarte importante decât să acorzi timpul unui copil de 3 ani sau de 5 ani sau de 10 sau. Da, mi-a plăcut abordarea ta despre educație în pandemie. Am extras un mini articol, spunem așa, eu cred că o să-i dau citire. Implicarea taților în educația propriilor copii. Prin perioada de carantină, bărbații au fost impuși să facă acțiuni care erau până acum ancorate în spațiul feminin, precum educația copiilor. Care este metoda de educație momentană la tine acum? Băi, în primul rând, șuturi în fund. Și e un proces de muncă, de fapt, care e continuu, nu se oprește. Cred că problema este că noi nu am avut așa de multe modele masculine de educație în familie, cu adevărat. Ce am avut a fost modelul de părinți care mergeau la muncă, lucrează, vin, asigură familia și în cel mai bun caz oferă și un pic de afectivitate sau afecțiune copiilor. Dar momentele astea de a sta și a te gândi un pic cum să te apropii mai mult de copil, asta cred că sunt mai greu și mai grele pentru noi bărbații și cred că sunt un pic mai ancorate în sfera feminină, din păcate. Și cred că asta e o poziție pe care și doamnele cred că și le asumă și o asumă mult prea rapid și devin mult prea mame. Iar noi tații suntem foarte repede dispuși să fim tați în ăștia second hand, așa de, da? Dacă mama nu e acolo, atunci facem și noi anumite chestii. Când de fapt, da, eu cred că de fapt noi putem să ajungem la o balanță mult mai sănătoasă. Regretul meu cel mai mare acum pe care eu îl am de fapt după 5 ani de a fi tată, regretul meu cel mai mare este că de fapt fetița noastră mie nu-mi cunoaște mirosul. Da? Deci eu dacă o iau în brațe, ea nu se liniștește. Și serios, e un moment în ăsta care pentru multă lume e foarte amuzantă, pentru mine e o tragedie. Adică e un moment în care eu văd cum Natalia, cum soția mea o ia în brațe și deodată se devine așa o singură persoană, în timp ce abordarea mea nu-mi permite așa ceva. Adică eu acum trebuie să muncesc foarte mult în următorii ani, pentru că nu e o chestie care se întâmplă așa peste noapte, ca să ajung la o relație de încredere, de comunicare, de apropiere cumva,
pentru că am ratat primele 6 luni sau primul un an, când trebuia să o iau mai des în brațe, trebuia să o pun pe piept, trebuia să fiu mai aproape, căldura mea masculin normală, de bărbat, de tată, trebuia să fie mai aproape de ea și nu am făcut-o. Sunt momentele astea în care să ajungi la ele și o să-ți aduci aminte atunci de discuția asta. Acum încă să așa, din altă sferă. Dar, cum să zic, cred că nimic nu e perfect. Cred că putem să facem, să îmbunătățim lucrurile, să muncim, să facem anumite lucruri dacă vrem, dacă luăm o decizie să o facem. Iar dacă nu, oricum, rezultate o să avem, de o natură sau alta. O să vedem. Eu cred că mi-ai spus că a să ajung și eu cred că a să-l fac coloană audio și o să-l pun pe repeat ca să nu mă uit. Să rămână. Da. Vreau să te întreb, de ce, adică erai acasă sau pur și simplu aveai deplasări? Pentru că a fost perioada asta când un an sau jumătate de an, da, adică n-ai fost cu... Aici e problema că eram acasă. Adică aveam training-urile pe care le făceam, aveam momentele mele de muncă, dar de fapt ca freelancer sau, nu știu, parte dintr-o firmă dinamică și într-un fel proprietarul sau fondator, cofondator, mă rog, al acestei firme, bineînțeles că pot să-mi fac timpul destul de flexibil, așa cum vreau eu. De pe de o parte simțeam că am nevoie de mai multă implicare, pe de altă parte sunt imaginile astea foarte des în care de fapt educația aparține femeilor în familie și asigurarea financiară, stabilitatea financiară aparține bărbaților. Și e o chestie care e foarte tricky și care nu cred că mai este corectă, nu cred că mai este de fapt adaptată unui secol 21 în care acum noi, de exemplu, siguranța sau stabilitatea financiară este asigurată de soția mea, de o femeie în casă. Și au fost momente în care, de exemplu, firma făcea mai multe proiecte sociale decât proiecte financiare, decât proiecte de business. Noi ne-am fondat în 2012 ca social business, iar acum în 2020 nici nu știu dacă mai putem să vorbim de AND ca business social, pentru că între timp e SRL-ul AND, care este un business normal oferind produse de training. Dar este și asociația Nicolae Dumitrescu, care intră mai mult pe partea socială și merge la Cahul sau în alte locuri și face tot felul de chestii. Și de asta cumva e, cred că aici e regretul, că puteam să aleg, dar nu am știut mai bine. Și aici poate e importanța unor procese de mentorat sau unor oameni care să spună lucrurile așa cum le simt, nu cum li s-a spus că ar trebui să le spună. Eu cel puțin am 12 ani de când sunt în Moldova și am înțeles că fă copii și o să ți se schimbe viața, dar nimeni nu spune exact ce se întâmplă după aia. Dar adevărul meu acum este că este o călătorie fascinantă, absolut fantastică cu un copil, dacă ești gata să înveți. Pe de altă parte, vorbeam și mai devreme, niciodată în viața mea nu am fost pus în fața unor aspecte din lăuntru meu atât de profund urâte. Pe de altă parte, și nivelul de fericire pe care l-am avut în ultimii 5 ani a fost pe alocuri atât de profund cum n-am mai avut până acum datorită acestui copil. Deci un copil pur și simplu vine în viața ta și îți revoluționează tot. Sunt tot felul de bombe care se întâmplă, altele explodează în sus și arată lumină și e frumos, altele pe jos și te doare capul. Dar este parte dintr-un drum, cred, normal de dezvoltare, dacă îl accepți așa. La moment, cine te consiliază cel mai mult? Sau? Deci eu am, da, e foarte bună întrebarea. Eu am și acum regulat întâlniri săptămânale cu un consultant psihologic, exact așa cum eu ofer anumite servicii în spațiul de business, de coaching sau, mă rog, ofer serviciile mele, exact așa și eu beneficiez în fiecare săptămână de o sesiune pentru mine. Pe de altă parte, m-am retras foarte mult din ce înseamnă societatea deschisă. Deci eu acum 10 ani eram cu tot o altă persoană publică decât sunt acum. Acum cred că mai țin minte eu că exist, tu și încă 7 oameni, dar m-am retras foarte, foarte mult. Și o simt ca pe un lucru benefic, de fapt. Este ok. Mă îndrept spre cărți,
mă întreb spre anumiți gânditori din Germania care mi se par foarte, foarte importanți și care, bineînțeles, ca mulți oameni importanți nu sunt așa de cunoscuți. Pentru că deseori, din păcate, în societatea asta noastră așa de rapidă, ne orientăm la artificii și ce face lumină și consistența unor gânduri nu e întotdeauna acolo sus, e undeva în alte părți. Și de aici cred că mi-au o anumită hrană sufletească, nu știu, de idei. Și e suficient, momentan e ok. Momentan e suficient. O să revin un pic la cărți, dar vreau să mă întorc la modelul tău familial care l-ai creat. Și că, cum te simți tu când, momentan ai spus că soția ta cumva financiar gestionează familia? Adică este o problemă, nu este o problemă sau poate sunt mici certuri în familie din cauza asta sau nu este? Sau... Nu. N-au fost, din cauza asta n-au fost niciodată. În al doilea rând... Hai să zic așa, cred că normalitatea noastră este că până una alta și fondurile pe care eu le aduc în familie sunt cel puțin cam pe la același nivel. Deci e cât de cât balansat, dar nu sunt sigure, sunt fluctuante. Adică am avut contracte pe care le-am refuzat și asta e o chestie foarte, foarte dificilă într-o situație în asta de pandemie, dacă vin contracte, pentru că nu mai sunt așa de multe, bugetele pentru resurse umane de fapt s-au micșorat destul de mult, oamenii nu știu ce să urmeze și atunci nu se investește așa de mult cum, în oameni cum se făcea acum 2-3 ani. Și atunci când apar anumite propuneri, eu unele pur și simplu am refuzat și le-am dat mai departe colegilor din firmă. Iar astea sunt decizii destul de grele, dar n-am simțit că se potrivesc cu cine sunt eu acum și cu ce vreau să fac și cum vreau să fac. Și asta a fost lucrul pe care soția mea l-a acceptat de-a lungul anilor, niciodată cu, nu știu, un reproș sau un semn de întrebare. Dar este la fel de adevărat că le discutăm înainte. Și interviul de acum, eu te-am lăsat să aștepți un pic de timp până ți-am confirmat discuția noastră, pentru că vreau să știu dacă în seara asta noi ca familie putem să facem un design al serii, nu știu când o să fie arătat, dar acum e ora 7-8, cam așa, astfel încât eu să pot să vin aici și ea să rămână cu fetița. Crezi că un bărbat trebuie să fie vulnerabil? Nu. Băi, normal, și cu tine. Neapărat, este absolut, nu știu, it's a must, spun în engleză, okay. Da? Unii deci, neapărat. Sorry că te întreb. Da. Unele femei momentan, adică încă au nevoie de bărbați de care noi știm că ei trebuie să fie așa puternici, curajoși, fără vulnerabilități, care să aducă banul pe masă și mereu să îndeplinească orice dorință. Da, sigur. Și noi, adică în sinea noastră sau ca bărbații, cumva au nevoie de vulnerabilitatea asta. Adică momentul unei împăcarea, dacă el a să fie vulnerabil, înseamnă că ea o să-l părăsească sau... Ea oricum îl părăsește. Oricum. Mai devreme sau mai târziu o să se plictisească de chestia asta. Păi uite, avem ia cifrele. Rata de divorțuri e undeva la 50%. Și partea amuzantă este, deci oficial oamenii se părăsesc unii pe alții la jumătate. Da? Iar din acea jumătate, eu sunt ferm convins că cel puțin jumătate divorțează intern. Nu e cu ștampilă, nu e la stat, dar nu mai au o legătură unul cu altul. Și eu cred de fapt că avem pur și simplu imagini foarte greșite despre noi înșine. Despre ce înseamnă feminitate, poate despre ce înseamnă masculinitate. Eu cred că este absolut important ca un bărbat să fie vulnerabil, să poată să vorbească despre lucrurile astea, să le exprime, să-și exprime emoțiile, nu să le țină neapărat întotdeauna în lăuntru lui. Pe de altă parte, cred că femeile au un moment ăsta de a fi mai aproape de emoțiile proprii. Exprimarea lor uneori nu este neapărat chiar după tiparele comunicării non-violente. Și atunci apar niște momente din asta, niște discrepanțe în comunicare, niște probleme care sunt datorate pe de-o parte imposibilității noastre ca bărbați să comunicăm într-un anumit fel, dar și a femeilor uneori să comunice într-un anumit fel.
Și poate uneori un pic de tăcere ne-ar prinde bine amândorul. Despre cărți, eu da. Tot sunt mare amator de cărți și cumva motul meu din tinerețe era că cărțile sunt prieteni reci, dar siguri. Ce cărți citești momentan? Sau de ce te-ai focusat mai mult pe cărți, dar nu pe cursuri sau cumva sesiuni poate online cu cineva dintre oamenii? Băi, hai să-ți dau ca puncte de reper, poate așa, bibliile mele, că eu am vreo trei. Și una este din spațiul ăsta al nostru extins, să zic așa, din Rusia, Idiotul lui Dostoevski, extrem de importantă pentru mine. Cealaltă a fost, în mod surprinzător, o carte din cu totul altă sferă și din partea americană, dar scrisă de fapt de o emigrantă care a plecat din Rusia, dacă nu știu, evreică, care a emigrat înspre Statele Unite. Se numește Revolta lui Atlas. Și cea de-a treia vine din Grecia, a lui Kazantzakis, și e vorba de Zorba Grecu. Filmul a fost ecranizat, un film absolut fantastic. Cartea este cel puțin la fel de... Adică, de fapt, cartea mie mi-este mai aproape decât filmul, chiar dacă acest film e pe măsura cărții, cred. Și astea ar fi cele trei la care mă raportez. Dar adevărul este că în ultimii ani am citit foarte mult. Iar acum, cum să spun, lângă patul meu e o comparație de psihologie între Sigmund Freud și Adler. Doar ce am terminat o carte care mi s-a părut absolut fantastică din sfera moldovenească, scrisă de Lilia Coropcă, care acum trăiește, am înțeles, în România, se numește Kinderland, mi-a plăcut tare, tare mult. De obicei am undeva la vreo 2-3 cărți pe care le am alături și încă una din spațiul german, care, dacă nu mă înșel, în traducere, nu e tradusă încă în română, dar s-ar traduce cine sunt eu și dacă da, atunci câți. Și cam așa e, un pic de psihologie, un pic de filozofie, un pic de joacă cu noi, cu cine suntem acum în secolul 21. Okay. Ce, fiindcă am vorbit de cărți, ce le-ai recomandat tinerilor? Ca din cărți, din dezvoltare personală sau din momentele actuale care s-au acumulat? Uite, eu acum citesc destul de puțin la nivel de dezvoltare personală și cred că îmi iau așa energia mai mult din momentul de lecturi. Cred că le-aș face recomandare, de fapt, să citească cât pot de mult. E, nu știu dacă e prietenul ăla rece. Mie mi se pare că unele sunt prieteni foarte calzi, că stai și bocești. Eu am avut, de exemplu, un moment fantastic cu Guguță. Deci eu la 30 și ceva de ani, când am ajuns în Moldova, l-am descoperit pe Guguță. Noi l-aveam în România pe Ion Creangă și amintirile din copilărie, dar eu de Guguță nu știam. Deci eu am avut momente în care citeam Cușma lui Guguță și stăteam în pat și plângeam pur și simplu lacrimi în ochi. Și acum mi se face pielea de găină. E o carte care intră, din punctul meu de vedere, atât de profund în spațiul ăsta al nostru spiritual. Cred că e mai greu de găsit. Și din punctul meu de vedere, nu știu, orice le pică în mână să citească, din punctul meu de vedere, este de fapt mult mai bine decât să dai cu degetul pe Facebook și să se ducă niște chestii care uneori nu sunt relevante deloc pentru noi. Dar poate importante, pentru că îți încordează mușchiul aici și se face mai puternic. Așa, trecem la etapa de sport sau de internet deja. Ok. Vreau să te întreb, dar dacă cu mușchi se încordează, faci sport? Nu atât de mult pe cât aș vrea. Dar acum 3 săptămâni, dacă toți suntem în pandemie, nu? Ce facem în pandemie? Adevărul e că noi am trecut prin COVID. Adică noi, ca familie, am avut virusul acum 4 luni. Nu a fost amuzant. Deloc. Deci eu cred că în continuare noi trebuie să respectăm momente de distanță socială. În continuare trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu noi și cu cei din jur. Pe de altă parte, cred că viața n-ar trebui să se oprească aici. Și acum 3 săptămâni m-am dus înspre Germania și am alergat 25 de kilometri al montane printr-o pădure împreună cu taică-miu, care are 70 de ani. Și
Da, cum să zic, e o chestie absolut fantastică. Adică dacă eu la 70 de ani voi putea să alerg împreună cu fetița noastră astfel de curse, nu sunt sigur, dar dacă, ar fi un lucru minunat. De fapt, ăsta poate este unul din puținele obiective concrete, pentru că de fapt obiective concrete nu prea am. Dar am un obiectiv concret care necesită pregătirea mea fizică, cel puțin la un anumit nivel, astfel încât să pot să fac o drumeție așa cum mi-o doresc, atunci când ea va avea 16 ani. Dar pentru asta va trebui, din păcate, încă să rămân, sau din fericire, să rămân într-un spațiu fizic ok. Dar de sportul de sport de performanță deja m-am îndepărtat de mult și e bine că încă am umerii ok și genunchii în regulă și totul e ok. Deci fac atâta sport cât e nevoie, da, ca să încă să mi se mai potrivească cămășile și brățara de la mână e cu e de acolo, da, da, 25 de kilometri din da. Dacă ai începi din nou viața, te întoarce să faci rugby de performanță sau? Nu cred. Nu? Nu cred, nu. Cu toate că m-am învățat foarte multe. Deci eu pentru mine ca personalitate m-a schimbat foarte mult. De ce înseamnă să funcționezi într-o echipă, într-un spațiu de comunitate? De ce înseamnă să faci un lucru exact la momentul potrivit? Pentru că dacă îl faci prea devreme, din păcate nu se potrivește că e prea devreme. Dacă îl faci prea târziu, iarăși nu se mai potrivește că e prea târziu și ai adversarul în cap și peste tot și așa. Deci dacă reușești să le faci atunci când trebuie, asta e un lucru pe care eu l-am învățat prin sport. Și multe, multe lucruri pe care le înveți din sport despre tine, despre limitele tale, despre tot ce vrei. Dar cred că pentru nivelul meu de sensibilitate, strict personal, rugby cred că a fost un sport prea dur. Cred că mi s-ar fi potrivit mai degrabă tenis. De fapt, unde ești în spațiul tău, ai un fileu acolo, dar nu să stai să strâmbi nasul pe teren. Asta cred că a fost dintr-un alt spațiu. Dar cu siguranță cu multe, multe învățături. Deci asta sigur. Ok, mersi. Ai spus recent că de obiectiv, nu prea ai obiective. Mm-hmm. Da. Tu ai făcut și project management din câte știu eu. Mă rog, da. Hai să zic așa, eu eram partea soft din partea de project management. Ah, ok. Dar... sau sunt partea soft din partea de proiecte. Da, da. Acum ești cumva fără obiective sau pur și simplu ele cumva le-ai lăsat pe doilea plan sau care este momentul? Uite, aici e un moment un pic mai ciudat în care o să mă iau un pic la trântă cu 98% din piața de dezvoltare personală din Moldova, cu siguranță, dar poate și mai mult de Moldova. Locul în care eu sunt acum, la nivel personal, îmi spune că, de fapt, obiectivele sunt încă o limitare în plus a momentului nostru de a fi oameni. Și eu cred că, din păcate, noi... și fac comparația asta, de fapt, acum cu fetița noastră pe care o văd în spațiul ei natural. Deci ea se trezește ca să se joace. Jocul pentru ea înseamnă creativitate, jocul înseamnă mobilitate în tot timpul zilei. Un moment de energie dintr-o parte în alta, de plimbare, de schimbare, de descoperire, de oprire, de absolut fantastic. Dar este tot bazat pe joacă, pe descoperire, pe curiozitate. Și la un moment dat, același copil, o să vedem cum o să fie lucrurile, dar de obicei ce se întâmplă este că ajungem la școală, suntem înfiletați într-un scaun în care ni se zice că trebuie să stăm câți ani? Mulți. Mulți. Și mulți ani de zile rămânem încorsetați într-un moment ăsta de stabilitate în care avem limitări foarte, foarte, foarte multe. Și aici cred că este o problemă iarăși cu obiectivele. În clipa în care ai un obiectiv setat foarte exact, din păcate pierzi foarte mult din ce se întâmplă în jur. Și mi se pare la fel de limitativ ca și multele celelalte limitări pe care le avem. Și eu cred că ar trebui să ne gândim mai serios dacă e nevoie de ceaca, yes you can, și trebuie să ai nu știu ce până la vârsta de 30 de ani și nu știu ce până la 40 și nu știu ce până la 50. Și, când mai există și o altă perspectivă. Există și opțiunea de... Eu pentru mine am o viziune finală a vieții mele, da? Deci asta cu siguranță, mai bine zis am două viziuni finale,
sau înspre final, una e înspre final și una e chiar cea finală, dar nu sunt obiective. Sunt niște imagini pe care le am, spre care merg. Iar până acolo, viața mea s-ar putea să se întrerupă acum, în momentul ăsta, în timpul interviului, sau când mă duc acasă și asta să fie ultima mea interacțiune cu cineva. Asta e momentul pe care în care eu cred. Deci, singurul lucru corect pe care pot să-l fac este să fiu autentic acum față de mine sau corect față de mine și față de tine, pentru că tu acum ești lumea mea, ești universul care pe mine mă definește. Iar după aia, când terminăm, o să revenim sau o să revin să fiu parte din lumea mea de tată, din lumea mea de soț, din lumea mea de șofer, de orice vreau eu, ca să ajung la fetele mele. Le spun fete, cu toate că una are 43 de ani, dar tot fate. Și aici, cred, mie mi-e teamă un pic că eu am fost pe vremuri în, nu mai știu, 2000 și ceva, 2002, 2001, la un eveniment ăsta enorm cu Tony Robbins, toată floarea cea vestită a întregului a pus, am mers pe cărbuni în 5, mi-am setat obiective, nu este drumul meu. Drumul meu e un pic diferit. E asta, cu un pic de cărți, uneori cu un pic de vulnerabilitate, uneori cu un pic de boceală masculină. Mi-am redescoperit plânsul, am plâns acum câtva timp, ăla de la guguță l-aveam deja. Cred că ăsta e momentul în care sunt eu acum. Asta de obiective, nu știu, poate le las pentru... Dacă tu ai nevoie de ele, din partea mea, ia-le pe toate. Îți promit că o să mă gândesc. Da, gândește-te. Sau le voi reformula sau o să mă gândesc la ele. Da. Înseamnă că cumva cele două gânduri sau imagini de care ai vorbit, adică nu te lasă să te pierzi, pentru cumva dacă ești cumva fără obiective, cumva te pierzi și devii poate depresiv, poate uneori, poate vreau asta, dar nu vreau asta, dar... Da. Așa este. Adică, uite, hai să-ți dau un exemplu foarte, foarte real, de fapt. La un moment dat eram în Germania, trebuia să ajung din orașul în care am trăit mult timp și am studiat și am trăit în Göttingen. Trebuia să ajung într-un alt oraș, la o distanță destul de mare. Am închiriat, sau mai bine zis, firma cu care colaboram atunci de training, a închiriat o mașină cu 7 miliarde de cai putere pentru mine și pentru prima oară în viață am mers cu 200 și ceva de kilometri pe oră și am înnebunit. Nu ăsta e drumul meu. Pentru un om ca mine, nu ăsta e drumul meu. Poate să fie pentru alții. Poate. Dar eu cred că, de fapt, eficiența asta, că ajungi din A la B în 3 ore și nu în 3 ore și 12 minute, cred că eficiența asta pentru mine a dus la multă contracție, la multă transpirație, la un focus așa de ciudat, la mult pericol, de fapt, de drum. Iar cealaltă imagine de care ziceam este o imagine în care am vreo 70 de ani, în care stau într-o grădină și am un nepoțel sau o nepoțică în brațe și sunt liniștit. Iar cu 240 de km pe oră nu poți să fii liniștit. Dacă păcălești oamenii în afaceri, nu prea poți să fii liniștit. Dacă păcălești oamenii în general, nu prea poți să fii liniștit. Dacă trăiești viața ca un rahat și la sfârșit zici, Doamne, ajută-mă că mă fac de ia ca mumă, mă fac ghini. Din punctul meu de vedere e cam ieftin, pentru că de fapt avem acces la informații, avem acces la oameni care ne pot spune că în fiecare clipă iei o decizie și exact așa cum, nu știu, pentru că eu îți respect timpul tău sau mi-l respect pe al meu, vin mai devreme la anumite întâlniri, exact așa pot să-mi bag și chișorul și să zic, sunt vedeta emisiunii, nu? Ai văzut și ce introducere frumoasă mea, așa că a să mă aștepte băieții. Sunt decizii pe care le iei și le iei pe baza imaginilor pe care le ai sau obiectivelor pe care le ai. Dacă vrei obiective, foarte bine, ia-ți-le, dar pentru mine sunt prea puternice. Imaginea asta însă, mie îmi dă un set întreg de valori la care eu pot să mă relaționez. Și cred că în trecutul meu din... Aici e partea interesantă, în trecutul meu din ultimii ani, hai să zic așa, din ultimii 10, așa, cred că sunt puține momentele cu care eu să am cu adevărat probleme interne și să mă macine pentru că am făcut ceva incorrect sau ceva care nu se potrivește în spațiul meu. A fost, cu siguranță, da? dar nu așa de multe. Și asta e un lucru care îmi dă, îmi dă liniștea aia de care vorbeam. Iar eu cred că liniștea de atunci, de la 70 de ani, încă nu este asta de acum.
tot ce fac eu acum este să mă antrenez pentru aia de atunci. Dar cumva ai încerca, adică, de distanța sau viteza asta de care spui, cumva da. Trebuie de încerca ca să ne dăm seama da. De ce putem să neapărat. Facem. Neapărat. Adică încercările toată trebuie sigur. Să meargă da. Până ajungem da. La moment de conștientizare. Da. Eu am venit în 2008 în Moldova. În 2009, dacă nu mă înșel, eram parte dintr-o firmă și trebuia să o creștem, să o altă firmă, să o facem, nu știu ce, la, era absolut fantastic. Ne-am dus, am făcut vânzări, fugeam dintr-o parte în alta. Eram exact în spirala asta în care alergăm tot timpul fără să ne dăm seama că suntem oameni, că avem nevoie de timp, că avem nevoie de spațiu. Dar adevărul este că până nu treci prin momentele astea, ți-e greu să apreciezi liniștea, ți-e greu să apreciezi de fapt cine ești tu cu adevărat sau cine... Sau cine ai putea să fii tu de fapt cu adevărat. Pentru că nici eu n-am ajuns la varianta mea finală. Dacă am noroc, nici nu o să ajung la varianta mea finală. La un moment dat o să mă duc așa cum o să fiu atunci. Dar măcar ce vreau să încerc este să-mi păstrez o anumită, nu știu cum să zic, congruență cu mine însumi, fără să fie în detrimentul tău sau al altcuiva. Care este sau cea mai mare frică sau care este cea mai mare frică ta? Băi, sunt cărți în psihologie care spun că cea mai mare frică noastră este frica de moarte, instinctiv, dar eu nu o simt acum. Cred că cea mai mare frică. Hai să mă refer la frica de acum. Cred că cea mai mare frică ar fi să nu mă ridic la nivelul frumuseții unui copil de 5 ani. Da. Ce ar însemna asta? Ar însemna că ar trebui, de fapt, să depășesc niște limite care îmi spun că nu poți să te joci oricând și oricum. Ar însemna să depășesc niște limite care da, să-mi permită să alin un copil mai bine decât o fac acum. Și cred că frica mea este să ajung astăzi la un moment care să nu mai îmi permită să lupt cu mine astfel încât să mă pot ridica la nivelul acestui copil. Da, cred că asta e cea mai mare. Și e suficient de puternică, pentru că îmi dau seama că dacă n-ai fost tu aici și cameramanul și toate camerele astea din jur, mă apucam să bocesc. Adică mi-ai pus o întrebare foarte bună. Da, mersi. Da, mersi ție. Dar ce părere ai despre oamenii care au nevoi mai mari, să zicem, cumva chiar și aceeași nevoie de a pune pe masă mâini, ceva pe masă. Adică cum ar trebui ei să gândească, să meargă pe fluxul ăsta care e dat de societatea muncă, trebuie să avem, trebuie să lucrăm, trebuie să facem casă mare, trebuie să punem mult pe masă, sau pur și simplu să ne oprim și să creștem 2-3 roșii, un castravete și stăm cu familia, sau cum? Eu cred că ar trebui să facă exact ce cred ei că trebuie să facă. Dar aici e un moment foarte un pic mai dificil, pentru că nu întotdeauna ce credem noi că trebuie să facem sunt dorințele noastre. Eu am avut norocul, onoarea, bucuria poate să predau, vreo 3-4 ani am fost predat niște cursuri de leadership, psihologie în cadrul facultății de drept de la universitate. Și deci eu pot să-ți dau un scris că 30% din tinerii care erau acolo și făceau masteratul cu mine, 30% nu aveau ce să caute într-un sistem de drept. Pentru că materia sau dreptul, da, această facultate de drept, nu li se potrivește. Nu este a lor. Este a tatălui sau a mamei sau a altcuiva care a zis fă dreptul, pentru că cine face dreptul mâine o să aibă o slujbă și o să aibă stabilitate sau o să aibă nu știu ce sau o să ai relații sau. De obicei sfeșnici astea sau oamenii ăștia care ne dau sfaturi și ne ajută da? Sunt foarte bine intenționați. Da? Sunt foarte bine intenționați, dar din păcate nu degeaba se spune că drumul spre iad e pavat cu intenții pozitive. Da? Dacă forțezi un om care ar trebui să facă poezie să se ducă la facultatea de drept, vei schimba anumite lucruri în lăuntru lui, poate spre binele lui, poate nu. Și aici e întrebarea. Iar din punctul meu de vedere, 30%, 33% n-aveau ce să caute acolo. Și cred că așa e și la medicină, și cred că așa e și la economie, la toate chestiile astea care sunt foarte băgate în seamă, unde
din bună intenție, persoanele noastre de referință ne spun să mergem. 30%? Alți 30%? N-ar fi fost neapărat alegerea lor, dacă de cât s-au, da, s-au mai adaptat, s-au mai învârtit, s-au, da, s-au potrivit sistemului și ok. Iar 30% o fac cu bucurie, unii cu pasiune și o să aibă rezultate foarte, foarte bune. Pe alții o să aibă și ei rezultate foarte bune și o să-i vedem în emisiuni TV ca viitori avocați cu rezultate foarte interesante. Alegeri. Sunt alegeri întotdeauna, dar din păcate cred că uneori ele nu ne aparțin. Și aici cred că e o mare problemă, pentru, mai ales pentru, pentru cei tineri. Aici eu trebuie să recunosc că, sau nu trebuie, dar îmi place să-mi aduc aminte de fapt că nu am simțit un moment de presiune din partea părinților, de fapt, și chiar, nu știu, dacă ar fi posibil pentru toți părinții din lume să nu-și preseze prea mult copiii pe neputințele sau nerealizările pe care ei le-au avut în viață, ar fi minunat. Cred că am fi părinți mai buni dacă le-am fi alături în decizia pe care eu o iau. Obiectivul meu, în ce mă privește pe mine față de fetița noastră, este să fie cea mai bună instalatoare de țevi din lume. O nu știu ce dracu să facă, o să repare WC-uri, să facă o chestie de asta. De obicei, ai un copil, e plin de viață și toată lumea ori o să fie următorul Beethoven și o să facă o simfonie nu știu de care, ori o să fie următorul mare pictor și Picasso at the height și nu știu ce, ori, băi, dar de fapt mai las o să fie și șoferiță de troleibuz sau mai las o să fie și altceva, fără să o pui sub presiunea unor genialități de genul ăsta, las o să aibă copilărie, după aia ce o să facă? Să ajungem noi acolo și mai vedem. Dacă ar fi să concluzionez cumva, dacă fiecare ar face ce ar vrea el, asta ar însemna orice vrea el, chiar în sens, adică cumva noi, societatea noastră sau lumea noastră, ar ajunge oricum la un echilibru, chiar dacă ar fi... Nu, cred că n-ar exista. Pentru că așa o utopie de frumoasă nu cred că e posibilă, dar cu siguranță cred că un procentaj mai mare de oameni ar putea să-și dea seama că de fapt ei merg pe un drum, dar drumul ăla nu neapărat sau nu întotdeauna le aparține. Și cred că aici e un moment important. Eu cred că mulți dintre noi suntem nefericiți pentru că de fapt mergem pe un drum, uneori nici și asumăm, dar nu este drumul nostru. Nu este potrivit cu vulnerabilitatea noastră sau cu, nu știu cum să zic, duritatea noastră. Da? Și ambele poate sunt parte dintr-un spectru uman și fiecare are mai mult, are mai puțin. Noi suntem diferiți, tu ai alte nevoi decât ale mele. Dar cred că un moment ăsta de sinceritate față de tine însuți este important. Doar că e foarte greu să-l ai la 16 ani sau la 18 sau la 20 și ceva, când reperele sociale toate îți spun că economia e super și dreptul e super și medicina e super și după aia cam aici se oprește lumea. Dar la pomul lăudat să nu te duci cu sacul, că s-ar putea să fie și surprize. De fapt. Inițial spuneam că am multe picanterii, cumva s-au consumat din ce le-am rezolvat. Da, le-am rezolvat okay. Foarte rapid, okay. Cred că din prima. Și vreau să te rog să, pe această notă de final, să termini altfel, cu un gând care îl ai momentan sau un insight, dacă poți spune așa. E interesant. Acum, în clipa în care mi-ai pus întrebarea, primul gând care mi-a apărut așa în minte, pentru că ai început și cu Academia Nicolae Dumitrescu și ca business social, nu știu dacă am fost primul, dar posibil să fim primul. Dar oricum, deci ca marketing sună bine. În 2012 nu cred că au fost multe alte business-uri sociale fondate. Și noi atunci, nu numai eu, dar suntem o echipă cu Eugen, cu Sasha, erau mai mulți oameni. Și acum sunt oameni care încă lucrează și cred în Moldova 2053, într-o schimbare care să vină pentru Moldova pe termen mediu și lung. Dar noi am ieșit să schimbăm întreaga lume. Schimbăm lumea prin Moldova. Începem în Moldova că e mai micuță și se rezolvă repede și după aia o schimbăm lumea întreagă. Iar acum... Gândul care mi-a venit când mi-ai spus întrebarea este, sau mi-ai pus întrebarea este, cred că a fost ok, drumul nostru a fost ok. Dacă aș mai lua o dată de la început, aș merge pe același drum poate, dar altfel. Cred că aș avea un pic grijă să fac poate mai multe schimbări în mine. Cred că în momentul ăsta de
generozitate personală de a mă lua pe mine la fel de în serios precum iau Moldova, nu mai mult, dar nici mai puțin, sau a lua familia mea ca sistem de familie, iarăși la fel de important, cred că în triunghiul ăsta m-aș balansa mai bine între mine, sistemul de familie și de muncă și un sistem social mai mare. Și aici, aici cred că dacă e vorba de, de tineri, cred că ar fi bine să, să se ia un pic poate mai în serios, să-și ia drumul lor mai în serios, să încerce să și-l accepte și să și-l asume, dar să fie al lor. Iar uneori drumul ăsta înseamnă și să stai. Asta e partea interesantă, că suntem hăituiți așa de obicei și trebuie să facem asta și facem în stânga un masterat, în dreapta o nu știu ce și ne ducem, le rezolvăm pe toate. Dar deseori cred că uităm să mai ascultăm ce ne, ce ne spune tăcerea. Și aici, astfel de momente, cred că sunt importante. Eu pe ale mele le-am găsit prin drumeții, prin pădure, prin următoarele programele mele, de fapt, și pregătește cahulul. Aș vrea să fie cu tineri și să ne plimbăm pur și simplu, să vorbim, să ne ascultăm, să tăcem împreună, să se întâmple anumite lucruri care se întâmplă între oameni, atunci când petrec timp calitativ unii cu alții. Dar asta implică și dinamică, implică și tăcere. Și dacă aș lăsa așa o chestie în urmă, este între momentul ăsta dinamică și tăcere să ne regăsim sau să încercăm să ajungem mai aproape de noi ca să putem să schimbăm Moldova sau întreaga lume. La ce întrebare ești răspunsul pe acest pământ? Partea un pic proastă este că eu acum n-am răspuns la întrebarea asta. Dar mi se pare la fel de important. Deci eu acum, în perioada în care sunt, eu nu știu la ce sunt răspunsul acum pentru viața mea sau altora. Nu știu. Singura chestie care o știu este că și astfel de momente sunt absolut normale și astfel de momente sunt o parte din ce am eu de rezolvat pe drumul ăsta. Și poate un astfel de dialog sau o astfel de întrebare, poate pentru ceilalți o să fie un punct de pornire pentru gândurile lor. Dar eu sunt ferm convins că, de fapt, noi suntem răspunsul unei întrebări. Care e întrebarea? Care e răspunsul acum? Cred că pentru mine e căutarea lui. Căutarea întrebării, întrebarea este căutarea răspunsului, căutarea mea, căutarea unui spațiu nou de spiritualitate, poate, sau de manifestare. O să vedem. Singura chestie e că tot creierul meu și tot spațiul meu fizic, mental, așa, vine dintr-un spațiu de business și într-un fel eu sunt foarte aproape de, sau eram foarte aproape de un spațiu destul de dinamic și tot ce spun acum e cumva și eu când mă ascult, uneori mă sperii de ce aud, dar poate exact combinarea asta a unei percepții poate mai business-oidale din trecut, să ajute la ce am de făcut pe viitor, pentru că eu sunt sigur că sunt foarte mulți oameni de business care au aceleași griji ca mine sau cum am avut și eu, că au aceleași întrebări pe care le-am avut, au aceeași nevoie de răspunsuri. Poate uneori le trebuie cineva care să pună întrebarea potrivită la momentul potrivit. Nu știu. O să vedem. Tata și Bugine, da? Da, exact. Nu are cum să fie altfel. Dacă te uiți în istoria omenirii, de fapt, noi creștem, de fapt. Chiar dacă probleme sunt, au fost, vor fi, Doamne ajută să fie, pentru că altfel n-am crește. Dar suntem într-o continuă creștere. Vlad, vreau să-ți mulțumesc enorm pentru timpul tău, pentru conștientizările pe care le-am prins din discursul, comunicarea pe care am avut-o, discuția noastră. Și îți urez... nu știu ce îți urez în drumul tău. Tăcere și... Pantofi buni. Pantofi buni. Papuci buni și restul după aia le facem. Cred că pe această notă de tăcere, cumva, cred că o să adresez și întrebarea celor care ne privesc. La ce întrebare ești răspunsul pe acest pământ? Mersi. Mersi și eu de invitație. Succes! Gata.